Ce e interesant că odată cu mișcarea aceasta de direcții în care traseul este, trebuie să-și readucă, să ne readucem pe cât posibil înăuntru zonei noastre de prieteni producția și să clădim premisele pentru producția internă care înseamnă în special energie, noi mai avem încă două oportunități foarte interesante. Suntem singura țară occidentală în care se construiesc reactoare Cando. Acele două reactoare uitate de Ceaușescu reprezintă o ancoră pentru un posibil nou cal în competiția internațională pentru proiecte, pentru că este o foame imensă de proiecte nucleare și foarte puțin ofertanți. EDF-ul francez, care au și spus că ei promovează, au posibilități limitate să ajute pe alții. Canadieni. Interesant sunt canadienii. Deși au tehnologia aceasta internă Cando lor, nu sunt deloc entuziasmați de ea. Ei nu au mai construit nici ei, nici nu au presat în alte părți, nu și-au promovat foarte mult tehnologia din acest punct de vedere. Impresia mea că aproape a fost împinși din spate să facă un efort să ne ajute să pornim cele două reactoare și dacă tot s-a pornit direcția asta, este o oportunitate de creat o ofertă și pentru alții, pentru că tehnologia Cando are o specificitate față de altele, nu are nevoie de metalurgie avansată. În timp ce reactoarele cu apă ușoară au nevoie de o cameră cea mare a reactorului, care nu poate fi construită de foarte multe țări din lume, fac și eu coreenii, japonezii, tehnologia Cando a fost făcută de canadieni în anii 60, pornind la ideea că se poate fi făcută cu ce tehnologie exista la ei în acea vreme. Și tot ce puteau face erau țevi. De aceea Cando nu are acel vas de presiune a reactoarelor americane sau, mă rog, în general cu apă ușoară, au o calandră, deci un incentru în care sunt multe țevi, prin țevile acelea circulă combustibilul nuclear și alte chestiuni. Și vestea bună este că nu e la un nivel mult mai înalt tehnologic decât am putea reînvia noi. Deci noi am mai fi capabili, probabil, noi aveam o parte istorică, aveam, nu știu în ce măsură mai funcționează fabrica de țevi de la Roma, dar există și niște rămășițe istorice care am putea poate pune cap la cap elementele care să ne ajute să devenim furnizori de tehnologie pentru foamea care se întrevede, apropo de dezvoltarea acestei tehnologii. Aici ne-ar trebui sistemul ăla care ar trebui să pună cap la cap, să funcționeze, pe care noi nu-l avem. Dacă ne propunem să facem... Sistemul în sens larg. Dacă ne propunem o direcție, poate reușim să ne adunăm. Să creăm pe lângă el și sistemul. Chiar dacă, adică, asta spunem, nu vine cineva și ne impune. Că a fost discuție inclusiv cu proiectul de la Dolcești. Foarte mult criticat la noi că, uite, vine să fac experimente pe spinarea noastră. No scale. Da, no scale, exact. Care a ieșuat, dar nu e chiar de mirare, pentru că marota care circulă acum inclusiv la noi, că ne mulțumim cu Cernavodă 3 și 4 și în rest mergem cu SMR-urile, că astea sunt viitorul, nu știu în ce măsură este sustenabilă, pentru că SMR-urile au o mare problemă. Ce încearcă ele să rezolve este practic impus politic. Rolul SMR-urilor este să poată fi făcute de companii relativ mici, să se încadreze într-o anvelopă de șușiu aproximativ 1 miliard de euro. Care poate fi gestionat de o companie, sigur, nu relativ mic, companie imensă care poate să gestioneze 1 miliard de euro, dar există companii private care pot să gestioneze suma asta. Un reactor de dimensiuni mari tinde să urce și eu 3, 4, 5 miliarde de euro, depășește pur și simplu ce poate finanța o activitate privată. Statele, pe de altă parte, pot să-și ia, să acopere o resursă ceva mai mare în acest punct de vedere. Și nu suntem în acest motiv neapărat lipiți de ideea că trebuie să facă ceva privat, mai ales că nici nu prea avem companiile acelea private mici, care sunt mici. Majoria, dacă care se poate construi asemenea chestii. Noi ce am cam avut, am cam împrăștiat, avem nuclearul electrică care este de stat și care cât de cât are experiență, are mare parte din lanțul de producție, deci ar fi o bază pe care să poată fi un pornit start, măcar un efort pas cu pas de atras colaborare cu canadienii care
își propun, au venit și cu niște propuneri de actualizare a proiectului. Nu e obligatoriu să facem fix același proiect din anii 70. O generație. Exact. Au pus, candul asta e chestiune interesantă. E tehnologie relativ modulară. Fiind acest sistem cu țevi, nu cu un vas central, poți să faci mai mare sau mai mic, adăugând țevi mai multe sau punând țevi mai puține. Deci există un proiect de candu de doar de 300 de megawatt, dacă nu trebuie 700. Acum nou este scos, propus proiectul candu Monac, care se ofere 1000 de megawatt. Ideea că reactoarele mici, în afară de avantajul, să spunem, finanțării mai simple, nu sunt spornice. Pentru că s-a ajuns la reactoare mari, nu din motive de gigantism, ci pentru că apare o economie de volum. Cu cât este mai mare reactorul, cu atât este mai eficient ca raport între energia produsă și costuri. La o creștere a dimensiunii și a reactorului, prețul crește liniar, energia crește cu pătratul, să spunem. Deci nu e neapărat... Ideea că reactoarele mici vor fi mai ieftine e un pic naivă. Reactoarele mici vor fi întotdeauna mai scumpe decât cele mari. Cel puțin ca preț unitar. Ca preț pe energie, pentru că de energie produci. Și sigur, dacă mergi în zone izolate și o rețele distribuite, dar nu e cazul. Noi avem o rețea centralizată și toată Europa are o rețea destul de bine strânsă și culmea este că această rețea trebuie dezvoltată oricum pentru a putea susține sursele regenerabile, cele variabile, care, în ciuda promisiunii inițiale că ele vor permite generarea distribuită acolo unde e nevoie de ea și nu mai e nevoie de rețea deloc, s-a dovedit că nu e chiar așa. Au nevoie de rețea ca să poată să se echilibreze între ele, să trimite energie de unde se furnizează, de unde se produce până unde poate fi furnizată. Și în lipsa unei asemenea mecanism centralizat de echilibrare, ele nu pot fi performante. Pur și simplu nu scot investiția chiar așa subvenționat cum este, de unde eforturile foarte mari de construire de noi rețele. E o idee bună în investit constructor de cabluri electrice, de exemplu. Da, ideea că acele cabluri trimit energie și așa, adică nu se scapă de centralizare. Ideea că vom avea chestiuni decentralizate, fiecare produce energia lui, se dovedește și așa la o idee nefuncțională. La nivel de gospodărie individuală ar putea spera unii. Pentru încălzire mai greu. Cu o pompă de căldură plus panouri combinate. Care au și ele niște costuri deloc neglijabile. Cine își permite, da. S-ar putea apropia de ideea de... Da, adică ideea că lucrurile nu sunt atât de... Sigur. Deci putem gândi metode tehnice, dar când intrăm și în capitolul eficiență economică, putem susține acea chestiune, pentru că ne ducem până la urmă la capitolul randament energetic. Câte energie trebuie să bagi ca să obții o cantitate de energie. Dacă trebuie să bagi multă energie acolo și o să săpi canale sau să construiești mese chestiuni, nu mai poți fi competitiv, pentru că o societate bună are nevoie de foarte multă energie. E nevoie, cum zicem, o estimare, să obții energie cel puțin de 10 ori mai multă decât baci ca să poți să susții și restul suprastructurii sociale. Dacă scoți ultima cantitate de energie care o poți scoate de acolo, investind aproape la fel aceeași cantitate de energie, practic societatea se va prăbuși, pentru că nu poți să susții restul, nu poți să susții și eu profesori, doctori, politicieni, ce-o fi. Luminile în studio. Exact. Deci e nevoie de ceva care să genereze multă energie și multă energie cu puține investiții, iar energia nucleară este acolo. Răspunde și avem mai bine. Și e chiar testată, adică nu e o chestiune, în timp ce partea de dezvoltare a regenerabilor se baza pe optimismul că va avansa foarte repede tehnologia, avem experimentul Franței, care în 10-15 ani a electrificat imens de mult din energia pe care o folosea, cu un cost mai mult decât suportabil și care poate fi folosită ca exemplu. Plan Messmer, dacă nu mă înșel, a fost ministrul care a promovat această chestiune, care
s-a uitat atunci după șocul energetic din anii 70 că petrol nu avem, cărbune nu avem, hidro nu avem, că nu sunt condiții geografice, nuclear e singura opțiune. Cumva ei au fost obligați de contextul geografic să n-au excelat în resurse energetice și atunci... Ei, noi suntem în aceeași situație. Bine, au mai încercat, au făcut centrala mareomotrică în nordul Franței, la Reims, dar alea au fost experimente. Dar baza, deci ei au dovedit că tehnologia nucleară este fezabilă și poate suporta o tehnologie, dar cumva și ei au reușit să fie convinși că nu e o idee bună. Bine, s-a mers cu ideea asta că o decentralizăm. Ei, toată lumea s-a uitat spre viitorul verde. Exact. Viitorul minunat în care nu mai deranjăm natura. Și chiar să convinși chiar să înceapă să-și reducă din energie. Aveau plan că maxim 50% de energie să vină nuclear. Și început, aveau chiar un reactor închis. Un reactor perfect funcțional, proaspăt renovat și făcut să fie în parametri. Probabil îl vor redeschide la un moment dat. Se sperăm că nu l-au schimbat deloc. Dezafectat. Nu l-au schimbat, dezafectat. Ei, și dacă ne uităm la această oportunitate de a deveni jucători pe o piață care se dovedește importantă, am avea o opțiune, dat fiind că proiectul cu SMR-ul nu a funcționat foarte bine, să încercăm să dezvoltăm mai mult candu. Noi am avea loc de aproape încă 4.000 de megawați de energie în bandă, eliminând acestor cărbune, gaz și cam orice altceva și rezervând... Ce mai există, da. Poftim? Păcură, gaze. Ei, asta ar însemna cel puțin încă o centrală sau două de construit undeva de centrale mari. De amploarea celei de la Cernavodă. Poate chiar de câte un reactor. Am putea face, mă gândeam, ce ne împiedică să propunem să se construiască un reactor aici la noi pe platforma Sevinești. Platforma industrială este deja goală de construit, nu mai este aproape nimic acolo. Terenul este deja poluat. Resurse, conexiuni există, avem rețele electrice de mare capacitate care alimentau combinatul și care funcționează, ar mai trebui probabil trasă o linie de 400 de kilovolți până la Roman. Nu propunerea, cred că e problema, ci disponibilitatea celor care ar putea lua decizii politice, pentru că trebuie decizii politice. Ok, sigur, dar dacă ajungem, să spunem, să ne gândim ce am putea face în orașul ăsta, o chestiune care să refacă creștere economică și să folosim ce avem deja și acolo avem o platformă, ar fi o soluție foarte, foarte bună, mai ales că mai e o chestiune interesantă, mai este o oportunitate legată de poziționare. În general, planificările de centrale noi erau gândite mai mult spre zona vestică, unde este ceva mai multă industrie. Are tradiții, da. Și orașe mai... densitatea populației urbane mai mare, consumatori. Da, da. Zona vestică însă s-ar putea să fie multă competiție și externă, pentru că deja se construiesc rapid centrale de vecini. Fac și maghiarii, fac și Ungaria. Tehnologie rusească. Da, dar ce tehnologia? Nu contează. Nu făcut, funcționează, asta este. Și fac și cu tehnologia care este, pentru că la ora actuală, ne place, nu ne place, rușii și chinezii sunt lideri în tehnologia nucleară, în urma adormirii vestului, care la un moment dat a pierdut trenul în acest punct de vedere. Și acolo e posibil să fie mai puțină cerere, pe când în zona estică, în zona noastră Moldovei, ar putea să apară o cerere datorită efectelor războiului din Ucraina. Deja Moldova nu mai ia energie din Rusia și o ajutăm noi. Și ucrainenii au dificultăți, și ucrainenii își planifică să amplifice rapid, să-și maximizeze și resursele de energie nucleară, dar fiind încă în război, nu știu în ce măsură vor putea face asta. Noi suntem într-o poziție ideală de a furniza energie către acea zonă, să devenim un sprijin strategic. Mai degrabă, iarăși mă repoziționez ca avocat al diavolului, mai degrabă aș vedea o amplasată o eventuală centrală spre Iași, de exemplu. E o zonă de consum. Sau pe Valea Siretului.
Inelul Sen nu trece pe la Iași. Pe Valea Siretului, da. Că, merge dar, sunt dar, speranțe dar, de creștere odată cu măsură, autostrada, cu sunt poliindustriali, Romanul, Pașcaniu, Bacău și mai departe. Și ar fi consumatori mulți acolo, e și Siretul, ai sursa de apă. Deci ca sursa de apă nu e o problemă, pentru că ca sursa de apă ajunge, aproape sigur ajunge apa reziduală care face orașul nostru. Centrala nucleară nu consumă multă apă, este iarăși o poezie. Apă de răcire, vorbim de apă de răcire, pentru răcire, da. Exact, exact, pentru că există una din cele mai mari centrale nucleare din lume, Palo Alto, este făcută în deșert, în America. Și este alimentată din apa reziduală a orașelor din jur. Care a fost argumentul pentru Cernavodă pe Dunăre? E mult mai ușor, e mult mai ieftin. Deci, cea mai ieftină cale de a răci, că ai nevoie, la orice central, termocentrală, ai nevoie de sursă caldă, adică, mă rog, ce-o fi, arderea căldurii sau așa. Sau sursă. Și o sursă rece, între care se desfășoară ciclul energetic. Cel mai simplu și mai simplu este să ai multă apă și să o treci, să recege reactorul și o trimiți înapoi. Dar există și alte soluții, cum ar fi recerea prin evaporare. Turnurile acelea mari de recerea, acelea hiperbolice, au rolul de a răce apa. Ea se evaporizează, nu mai trimiți înapoi în râu, dar absorbe multă căldură, deci rece și relativ ușor. Deci, acceptând o oarecare creștere a costului cu în cost de construcția unor turnuri de răcire, se pot face termocentrale cu relativ puțină apă. De fapt, nici la Dulcești nu trece cine știe ce rupe acolo. Și acolo era o termocentrală, nu cea la care tocmai s-au dărâmat turnurile și urma să fie plasate SMR-urile de la Noschei. Deci nu e o problemă majoră răcirea. Este umflat așa oricum. Cred că sunt mulți factori aici. N-aș vrea să intru într-o problemă pe care... Sigur, sigur. Nu e obligatoriu neapărat. Poți încota alte zone. Dar ca idee. Adică ca o propunere care să ne mobilizeze, să spunem. Chiar dacă ne-am spus, da, domnule, nu se poate. N-are sens de făcut. Aici are sens și de făcut. Și va trage după ea și scorurile la PISA, sistemele care... Să pentru că îți dă un standard. Deci, nuclear, nu poți să iei orice zidar să lucreze acolo, orice sudor. Sunt niște standarde destul de ridicate. Standarde pe care nu le poți face din pix. Ai de dat examene, ai de făcut, se fac verificări foarte intense ale rezultatului, nu aștept cine știe, poate ține, poate nu, totul se verifică la pas. Nu e de joacă. Nu e de joacă. Cum exact. Războiul nu e de joacă și atunci exact. Pune țările la încercare. Și iată, putem în felul ăsta să ne facem un obiectiv, uite, doamne, hai să facem și noi așa ceva, dar nu, cum putea fiecare în dreptul nostru, în ideea că avem o țintă, nu să ajungem pe lună, să ajungem independență energetică. Sau chiar furnizori pentru vecini. Exportatori sigur. Masivi. Sigur. Deci avem o țintă. Avem de lucru. Mulțumim pentru ne-a ascultat. Sper să nu dureze ideile noastre naive. Nu ne-a venit altă rimă. Așa că ne vedem data viitoare. Criticațiile. Da. Așteptăm contrei. Cât de dure posibil. Pentru că trebuie să discutate. Deci, sigur, nimic nu este perfect, nu avem opțiuni lipsite de riscuri și asumarea de riscuri este probabil unul din elementele de bază pentru construirea unui popor. Pentru că riscurile trebuie să le împărțim. În momentul în care suntem individuali, fiecare pe mâna noastră, nu ne vom asuma nici cel mai mic risc pentru că nu avem motiv, nu avem pentru ce să ne asumăm acel risc. În momentul în care îl asumăm împreună, eu mi-asum riscul, un risc, să spunem, dar familia mea va merge înainte pentru că va fi susținută de ceilalți din jurul nostru. Ne partajăm, în acest punct de vedere, eforturile, riscurile și, după aceea, beneficiile. Asta e definiția societății. Exact. La revedere! Toate bine!